Imaginile momentului vin de la Suceava. Este un protest cu sute de oameni în derulare în acest moment. În câteva momente vă arătăm și noi care sunt propunerile de ultimă oră decise la negocierile extrem de tensionate între PSD și PNL. Mai multe nume de prim-ministru vor fi puse pe masa președintelui Klaus Iohannis. Ce gest a făcut președintele? Cine se teme de concedieri? Ce se întâmplă cu pensiile, salariile și alocațiile? Discutăm în această oră. Vedem și de ce este haos cu testele de salivă pentru elevi. Avem multe alte noutăți și imagini exclusive. Mergem mai întâi direct la Suceava, la corespondentul Antena 3, Paul Ciurari, la protestul în desfășurare chiar în acest moment. Bună seara, Paul! De ce sunt oamenii în stradă? Ce revendicări au? Am găsit în clipa de față, sunt circa 1200 de suceveni, dar au venit chiar și de Bătășani și protestează în principiu împotriva introducerii certificatului verde și a vaccinării. Oamenii s-au adunat de mai bine de o oră și jumătate aici în centrul Sucevei și protestul vine ca urmare a marșului de miercuri, când câteva oameni au mărșurit împreună cu copiii până la inspectoratul școlar, nemulțumiți de faptul că școala a început online. În clipa de față, protestul este în desfășurare. Până acum au fost discursuri atât moderate, dar cât câteva și acide, atât la adresa autorităților, a clasei politice, dar nici noi, mass media, nu a scăpat mai ușor. Oamenii spun în continuare că sunt nemulțumiți de restricții și doresc ca certificatul verde să nu fie introdus, ca legea să nu treacă prin Parlament. Mulțumesc foarte mult, Paul. Rămânem cu aceste imagini, imaginile zilei de acolo, de la Suceava, și comentăm situația. Invitatul meu de la această oră este domnul Dragoș Frumosu, președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, pentru că sunt foarte multe scumpiri care îngrijorează pe români și ce ar mai putea urma. Vom discuta ora aceasta în funcție de deciziile care se vor lua de către noul guvern PNL-PSD, pe ce au bătut palma. Vom discuta imediat. Bună seara, domnule Frumosu, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Salut, bună, mulțumesc și eu pentru invitație. Certificatul verde este unul dintre subiectele care îngrijorează pe români, pentru că în funcție de ce se va vota în Parlament, unii dintre ei se tem că și-ar putea pierde locul de muncă dacă nu vor să se vaccineze. Sigur, din punctul meu de vedere, este o încălcare constituțională și asta pentru faptul că obligativitatea de a face vaccinul nu trebuie să existe. Până la urmă, fiecare decide lucrul ăsta. Fără discuție, nu pun în calcul și nu vreau să analizez importanța vaccinului. Numai că de aici, până la ajunge la pierderea locului de muncă, dacă nu ești vaccinat, mi se pare efectiv o condamnare la moarte, dacă pot spune așa metaforic, pentru că este inadmisibil să ajungem într-o astfel de situație. Dreptul la muncă este un drept constituțional. Ce se va întâmpla cu acești oameni care, spre exemplu, dacă se ia într-un final această decizie, nu vor mai avea dreptul să meargă la muncă? Vor fi asistați social? Vor merge în șomaj? Sau vor da în cap pe stradă ca să-și, eu știu, asigure traiul de la o zi la alta? E foarte important ce se va discuta în Parlament și poate e important să aflăm ce au, care sunt înțelegerile la care au ajuns socialdemocrații, liberalii și cei din UDMR la discuțiile din aceste zile, discuții extrem de tensionate. Certificatul verde este unul dintre subiectele care au fost pe masa acestor discuții. Este posibil să fie luate și testele de anticorpi, cum se întâmplă în alte țări. Discutăm și așteptăm și deciziile autorităților.